количество заболеваний. А, конечно, если мы доверим компьютеру его воспитание, то мы просто и получим другой компьютер. Am trecut odată printr-o perioadă foarte grea în viață, când mă salvau doar jocurile de calculator. Aveam un pachet de 9 programe, table, jocuri de cărți, jocuri de construcții, orice în afară de un lucru, să ucizi. Antrenamentele în scopul crimei deformează psihicul. Ați putea crede că autorii filmului sunt împotriva calculatoarelor. Nu e așa. E un instrument minunat, dar trebuie să știi cum să te folosești de el. Vă pot spune din experiență, poți folosi calculatorul începând de la vârsta de vreo 15 ani, dar nu mai mult de 40 de minute pe zi, apoi în măsura în care ți este necesar pentru profesie. Dar a începe cu jocuri, cu toată această degradare sufletească, este o nebunie. По сути дела, с этого, так сказать, развращения души на корню, что называется, это безумие. Ведь мы с вами не даем ребенку, предположим, вождение. Până la o vârstă, copilului nu îi se permite să conducă automobilul. Nu îi dăm pe mână arme de foc, pentru că vârsta nu e potrivită pentru așa ceva. Copilul ar putea face ceva necugetat, dar de ce să-i permitem calculatorul? Ружья охотничьего, да, потому что мы считаем, что его возраст не подходит для того, чтобы, значит, пользоваться этим оружием. А почему компьютер? Ведь в компьютере, понимаете, в чем... În ultimă instanță, pericolul constă în aceea că, jucând aceste jocuri, copilul simte plăcere. Dar ce anume îi produce plăcerea? Crima. Totul este dinamic, palpitant, antrenează imaginația. Dar totul se întâmplă la nivelul percepției. E suficient să apeși pe un buton că se schimbă ceva. Apeși alt buton, se schimbă altceva. În final, ce îl învățăm pe copil? Nu să săvârșească fapte, ci să apese pe butoane. Nu suntem împotriva calculatorului, dar nu vrem ca lumea virtuală să înlocuiască realitatea. Nu bătăliile virtuale, ci adevărata luptă sportivă modelează copilul. Un băiat trebuie să știe să se lupte, ca să se apere pe sine și pe cei mai slabi, iar mai târziu să-și apere patria. Dragi mame, știți ce zeste trebuie să-i transmiteți copilului ca să aibă o viață fericită? El are nevoie de vocea voastră, de mângâierile și cântecele voastre. Acesta îi voi da putere în cele mai grele clipe din viață. Cântecele de leagă în rusești conțină o întreagă concepție despre lume. Ele îi transmit copilului toată informația despre lumea în care urmează să trăiască. Ele îi spun că această lume este bună și frumoasă, că acasă este cald și plăcut, că acasă întotdeauna va fi ocrotit, iar în afara casei există pericole. Acolo locuiesc unele ființe periculoase. Nu numai cântecele de leagă, dar și jocurile și cântecele populare, folclorul, toate acestea exprimă acest adevăr, toate îi transmit copilului informații pozitive. Ritmul pronunției cântecelor populare rusești este asemeni secțiunii de aur, dangătelor de clopot, bătăilor de inimă ale omului. Toate aparțin aceluiași plan și ne ajută să ne armonizăm cu noi înșine, cu lumea înconjurătoare și cu Dumnezeu.
Dacă ne iubim copiii, trebuie să le facem viața fericită. Aceasta cere desigur renunțări și eforturi, dar altă cale nu există. În lumea noastră crudă, familia este o insulă de iubire. Poate fi o pavăză față de agresiunea lumii din jur. Societatea se descompune. Fiecare societate este centrată în jurul culturii. Cultura este cimentul care o unifică, unește indivizii și îi face un singur popor. Un popor este un grup de oameni care mărturisesc aceleași valori, aceleași lucruri sfinte, aceleași obiceiuri, aceleași credințe, aceleași tradiții. Poporul este un organism viu, un sistem. Un sistem este mai mult decât suma elementelor componente. De aceea, când poporul este unificat în jurul unui sistem, el își poate proclama voința, poate lupta și câștiga, chiar dacă este o minoritate. Pentru că este un sistem, un organism viu. Iar pentru a ucide un popor, trebuie mai întâi să-i distrugi cultura, tradițiile, să-i bagiocorești credința, istoria și tot ce are mai sfânt. Dacă distrugem cultura, poporul se transformă în populație. Iar populația poate fi supusă foarte ușor. Trebuie să mai omor 60 de oameni. Am omorât 15. Mai am de omorât 49, uite, 48, 47, 46. Atunci voi primi $1000.